Un om, o fetiță de la clubul de la Craiova pentru clubul Steaua și am venit să vorbesc și eu cu părinții personal să discutăm cu ei, să-i convingem să aducem la clubul Steaua. Deci cine este? Deci cu Raluca. Așa Da, am avut de la început, de când am văzut-o, ne-am pus speranța în ea și chiar am și spus și la antrenor că o să ajungă departe dacă se pune de treabă. Nu, da, într-adevăr și ungureanul Monica, care este cu mine la lot, deocamdată Dumitrașcu este cadetă, junioară, e mai micuță și nu stăm împreună, dar cu ungureanul, da, stăm la același hotel. Ne antrenăm împreună. O foarte mare sportivă, în modul de vedere, ce recomandare, cum apreciați sportivă cele de aici pentru firmă? Da, într-adevăr, chiar nu m-am așteptat din această surpriză și pentru mine, că nu m-am așteptat să fie, să fiți și voi aici și atâția copii. Jimmy s-a spus de acasă, mi s-a spus doar că o să merg să vorbesc cu antrenorul Raluca și apoi cu părinții. Iar când am venit și am văzut câte lume și câți copii, chiar nu știam ce să mai fac. Da, frumos, frumos, foarte frumos și m-am așteptat. Ce sfaturi ați da Raluca în care aveți încredere și chiar ați preparat în vară că e cea mai talentată și acum în general? Da, într-adevăr așa, e cea mai talentată. Păi, care e ideea succesului? De la cineva care are deja succesul buzunar. Păi multă muncă, dar fără muncă și sacrificii nu ai cum să ajungi acolo. Iar dacă ea se ține de treabă, sigur va ajunge. Iar eu o susțin tuturor. E un mod de promovare a sportului, a vilor, în acest caz, dar nu ca să nu încurajează la asta. Da, într-adevăr că nu trebuie să practic așa ceva, dar eu mi-am dorit și îmi doresc ca la această decisie să ajungă departe, pentru că am văzut-o la antrenament, am văzut-o cum se luptă și mi-a plăcut. Ce ați spus despre programul pe care l-ați? Deocamdată acum urmează să merg într-un pantalon de refacere, iar apoi o să reîncep și-o pregătirea, cam și pentru accidentare la campionatul mondial și încă mai multă această accidentare. Da, iar în 2010, bineînțeles, voi urmări tot campionatul mondial, unde titlul de campion mondial îmi lipsește și aș vrea să lucrez. Iar apoi, să vedem, pentru 2012. Păi 2012 nu? Da, Londra, bineînțeles. Vă spun și eu deja nu? Deja cred că e prea departe până acolo. Deocamdată Londra. Mulțumesc.